Bună seara, dragi cititori, și bine v-am regăsit la un nou episod, cu parantezele de rigoare, episodul 4, din recomandarea literară de după amiază, seară, dimineață, când veți voi să le citiți. Astăzi nu vreau să vă vorbesc despre niciun concept mare poetic, nu am o introducere despre niciun curent filozofic, nicio formă teatrală, niciun nimic. Astăzi vreau să fiu chill și să vă vorbesc un pic despre un mare poet ieșan, chiar aș putea spune poetul meu ieșan preferat, și anume George Toporceanu, cu singurul volum de poezii pe care l-am de la acest autor, Balade vesele și triste. Cum am intrat în contact cu George Toporceanu se întâmpla prin anul 2005, când părinții mei mi-au făcut cadou de Crăciun volumul, acest volum pe care l-am și acum. Mă scuzați, acest volum pe care l-am și acum și nu am renunțat deloc la el. Acesta și alături tot de la editura Cartex 2000, volumul de momente și schițe de Ile Caragiale pe care l-am și acum și nu am renunțat la ele. Acestea două au fost primele două cărți pe care eu am dorit să le așez în bibliotecă și atunci am zis că acest spațiu aparține biblioteca mea personală. De acum aici încolo așa se va crea cu aceste două cărți. Schițele Caragiale, Baladele vesele și triste ale lui George Toporceanu. Și de atunci am început să-l citesc, că citeam, m-am zis că înainte să încep cu momentele și schițele, care la vremea aceea mie mi se păreau prea lungi, că eu habar n-aveam nimic despre teatru și poezie. Istea păreau un pic mai subțioare și am zis hai să citesc poezii. Și am tot citit poezii și am zis că băi, uite ce mișto scrie omul ăsta. Deci ce frumos este George Toporceanu, mi-a spus încă de la vârsta, nici nu mai știu ce vârsta avea când aveam, nu știu, 6-7 ani, posibil. Dar am zis că, dar m-am îndrăgostit de acest poet și de atunci am la inimă acest volum pe care nu-l dau nimănui. Chiar dacă există volume mult mai ample, mult mai bine cotate de opere alese, în care vedem toată opera poetică a lui George Toporceanu, căci aici nu-i toată opera poetică. Dar revenind la volumul de față, Balade vesele și triste, George Toporceanu, această carte, de fapt, titlul integral este Balade vesele și triste, parodii originale, migdale amale și fabulele pentru copii, pentru că el a avut o selecție într-un alt volum pe care l-am consultat la o bibliotecă, un volum care se numește, era inclus într-un volum tot așa de poezii, care se numea Fabule mici pentru oameni mari. O respectivă fabulă o am și eu în repertoriu, o fabulă scurtă în cazul în care mi se cere, repertoriul meu de actor. Despre asta vorbesc, bineînțeles. Da, volumul acesta a apărut la editura Cartex 2000 în anul 2003 la București, bineînțeles, și de atunci cred că a mai reapărut o singură dată. Nu-l mai găsim sub forma asta cu acest portret al autorului, este acel celebru portret din profil. Cred că s-a mai adăugat niște versuri în el sau poate o altă subcategorie de poezii, probabil de epigrame, nu știu, nu l-am consultat, dar l-am văzut odată într-un anticariat, că era același scrisul, bineînțeles, alt font, alt, dar tot de la editura Cartex 2000 și probabil alt an, dar acest volum, cred că în afară din anticariat și rar, adică se găsește acest volum, deci mi se pare că eu țin în mână acum o raritate. Nu are prefață, cum deschidem și trecem de pagina de gardă, imediat începe prima categorie, balade vesele și triste, dar are o postfață, dar nu-i postfață de critică literară sau altceva, este doar un tabel cronologic pus la final, aparține Ruxandrei Munteanu. Ruxandra Munteanu a făcut acest tabel cronologic.
Da, e un volum subțirel, de bun gust, profesionist făcut. Doamne, acum când văd scris, mai văd acum scris și mai ales în manualele, în anumite manuale școlare, am văzut din întâmplare pe Facebook o postare și mai văd, este un volum, a apărut tot așa un volum de poezii de-a lui, Topârceanu scris cu Ă din Ea, ceea ce pe mine mă enervează la culme, pentru că Topârceanu nu se scrie cu Ă din A, numele lui este George Topârceanu cu Ă din I, asta este numele autorului. Scuzați, am nevoie de un pic de apă. Nu mai vin cu cidru, vin cu apa. Și așa e important să bei apă în perioada asta. Da, revenind, George Topârceanu, deci acest volum, mă rog, baladele sale, vesele, triste, poeziile sale, opera lui poetică, este cea mai des publicată și reeditată de-a lungul multor ani a fost. Dar George Topârceanu este mult mai mult de atât. El a scris și Memorii de război, pe care eu le am, cele două volume, am volumul în gheara lor, rar din anul 19, carte rară din 1920. Am memoriile sale care au fost publicate la nici nu știu ce editură, cred că tot Humanitas a publicat memoriile sale de război prin Planina și amintiri din luptele de la Turtucaia, unde a fost el acolo, a fost unitatea lui, că el a participat în primul război și a fost și luat și prizonier și de atunci au apărut acele două volume, cel puțin primul volum în gheara lor, de tot așa memorie listică, dar scrisă foarte, cum scria el, parodic, mic, umorist. Volumul de epigrame nu l-am, tot așa l-am consultat la o bibliotecă, niște epigrame, de unde am luat și o epigramă pentru repertoriul meu. Atunci am luat și poezia, tot din volumul respectiv, am luat și poezia și epigrama, sau poate fi fost alt volum, nici nu mai știu. Dar chit că e că am citit din mai multe cărți de George Topârceanu. A scris și proză, există cel de la editura Junimea, pagini de proză, așa un volum gros, nu știu ce conține, nu l-am consultat. În facultate, la un examen de regie, am jucat preotul din dramatizarea încercării sale de roman, romanul neterminat, Minunile Sfântului Sisoia, ce îmi imaginez că conținea acel volum de proză. Ce am mai avut? Și am mai făcut. Am făcut cu animații, fabule, niște exerciții pe pagina mea de Facebook. Am leul deghizat de George Topârceanu, făcut cu un leuț, o păpușă pe mână tip Bibabo. A fost și prima mea fabulă învățată pentru repertoriu și George Topârceanu rămâne unul dintre fabuliștii mei preferați, alături de Krylov și de Esop. Nu, de, da, și Esop și Tolstoi, care au scris, Esop și Tolstoi au scris fabule în proză, dar eu personal prefer fabulele în versuri, de asta l-am menționat pe Krylov, Ivan Andreievici, Krylov și Topârceanu. Nu, am citit un pic din acel volum de memorialistică de război, chiar au niște pasaje foarte, foarte emoționante, unele foarte umoristice, altele cu subînțeles politic. Dar pentru mine Topârceanu mereu va rămâne fabulistul meu preferat și poetul meu ieșan preferat. Ce vedeți dumneavoastră aceste foițe? Mi-am notat, am zis să reiau câteva poezii de Topârceanu, să intrăm puțin în lectura lor, dar nu înainte de a consulta puțin acest tabel cronologic pentru a afla câteva chestii despre Topârceanu. Bineînțeles, cele mai importante lucruri. Deci el s-a născut la 1886, la 20 martie. George sau Gheorghe Topârceanu, acesta a fost numele lui adevărat, la București. Deci el era poetul bucureștean, îndrăgostit de ea, s-a stabilit în ultimii ani ai vieții, s-a stabilit la ea și în celebra casă de pe strada Ralet, numărul 7, pe care mulți dintre noi o cunoaștem. Este și
muzeul meu preferat din Iași, de muzeul de literatură din Iași, acea mică căsuță care de fapt nu a fost a lui. I-a fost dăruită de către Demostene Botez, celebrul nostru tot un poet ieșan, care a spus că, măi, tu n-ai unde stai, ești mereu haihui, ești mereu hoinar, îți ofer eu casa asta, ce trec pe actele tale și gata, asta de acum va fi casa ta. Cred că doar ultimii, nici nu știu dacă au fost 5 ani compleți în care el a locuit în acea casă de pe strada Ralet, unde el și-a definitivat, până la urmă, multe din opere. Dar el a fost, de fapt, poetul hoinar, poetul călător, de aia și balada chiriașului grăbit, pentru că el umbra mereu din loc în loc. Unde cel s-a născut așa la București. Ce mai interesant, mă rog, aici spune și debutul poetului la revista Belgia Orientului, colaborări ocazionale, revista ilustrată și revista noastră. Ca de-abia în 1911, la insistențele și cu ajutorul marelui nostru Garabeti Brăileanu, care i-a rămas prieten, poetul se va muta la ea și va lucra ca secretar de redacție al revistei Viața Românească. Aici va publica poezii, proze scurte, dar și recenzii și cronici teatrale. La 1912 februarie se căsătorește cu Victoria Iuga, pe care o cunoștea încă din 1905, iar la 1 aprilie se va naște și copilul lor, tot Gheorghe. Bine că noi toți știm ce găsești și pe internet acele scrisori între Otilia Cazimir și George Topârceanu. Otilia Cazimir va rămâne muza lui George Topârceanu și se știe că au avut ei doi o idilă pe lângă această soție, cum o cheamă, Victoria Iuga, cu care au avut și un copil. Dar am impresia că la un moment dat, nu mai știu exact, tot de la muzeul Topârceanu am aflat că el a divorțat până la urmă după ce s-a căsătorit cu ea, tocmai pentru că ea a vrut era însărcinată și a vrut un botez creștin pentru copilul lor și au insistat să se căsătorească cu el, s-au căsătorit, i-au preluat numele, copilul a fost botezat creștin. Nu mai știu exact dacă a avut loc divorțul sau nu, dar concret se știe că au avut idila cu Otilia Cazimir, care ea până la urmă a rămas iubita și muza lui number one. În 1912, în octombrie, până în 1913, februarie, conduce împreună cu M. Sevastos revista Teatrul, în timp ce director al Teatrului Național era Mihail Sadoveanu, marele nostru Sadoveanu, care până la urmă se va atașa foarte tare de George Topârceanu. În 1913 au fost mobilizați să participe în campania din Bulgaria. În 1916 apar primele două volume de versuri, balade vesele și parodii originale. Deci balade vesele și parodiile originale. Ocupându-și paginile cu știri despre război, revistele Vremii nu acordă atenția cuvenită lansării acestor două volume. În 1921 traduce și publică versiunea românească a operei Visul unei nopți de vară de William Shakespeare. Aici vreau să fac o scurtă paranteză, dacă faceți rost de această piesă de Shakespeare în traducerea lui George Topârceanu, nu o citiți pentru că este de groază. Este o traducere în proză a Visului unei nopți de vară de Shakespeare și nu are legătură, nu se mai vede, nu se mai înțelege nimic din ce însemna poezia teatrului lui Shakespeare, așa că Visul unei nopți de vară a lui Shakespeare în traducerea lui George Topăceanu este un big no-no pentru toți iubitorii de literatură. Și tot în 1921 apare și ediția a doua revăzută a parodiilor originale. În 1923 se va încredința redactarea suplimentului Lumea Literară și Artistică, al cărui colaborator va deveni alături de Mihail Sadoveanu, Tudor Orghezi și Otilia Cazimir. Pentru scurtă vreme, în 1924, va realiza revista Lumea Umoristică împreună cu Otilia Cazimir, de aici unde se înfiripă legătura dintre cei doi. În 1926 primește Premiul Național pentru Poezie.
În 1928 apare a treia ediție a baladelor, publică volumul Migdale Amare. În 1930 este numit inspector teatral pentru Moldova și va ocupa această funcție până la moarte. În 1931 el scrie comedia muzicală Bonsoir Iași, o comedie muzicală pe care eu nu am găsit-o personal nicăieri, pentru poate alții dintre dumneavoastră, alți cunoscători știu. Eu am căutat despre ea, nu am găsit-o nicăieri, probabil este inclus într-un volum de opere, dacă mai există textul ăsta în ziua de azi, dar eu nu l-am mai găsit și aș fi vrut să o citesc, mai ales că am aflat într-adevăr că George Topăceanu s-a ocupat și de teatru, nu doar inspector teatral, dar s-a ocupat și de teatru. A scris împreună cu Tudor Arghezi, dacă nu mă înșel, a avut o comedioară, un vodevil, ceva, nu mai știu exact cum s-a numit. Aici spune din nou de niște volume de proze pe care eu nu am avut acces, scrisori fără adresă, nu am avut acces la ele și ediția a patra a baladelor. În 1934 colaborează la revista Fundațiilor Regale și va publica romanul Minunile Sfântului Sisoi. Este l-am consultat atunci la bibliotecă când aveam rolul acesta al preotului și am citit o parte din el, mă rog, cât a mai rămas din roman, că erau niște ediții revăzute de el, după, ante, postum, nu mai știu cum erau, dar am citit un pic din acest roman. Și, într-adevăr, stilul lui urmoristic chiar se vede și în poezie și în proză și cred că mai ales și în teatru, dacă mai există această comedie muzicală. În 1936, mai precis 18 mai, la propunerea prietenului său Mihail Sadoveanu, George Topărceanu va fi ales membru corespondent al Academiei Române. Și publică volumul, deci tot așa cu un an înainte de moarte, publică volumul Prin Planina pe care îl am. Da, aici în 1918 au fost, am uitat să menționez și de amintiri din luptele la Turtucaia. Da, cam asta e și în 1937 la 7 mai, la doar 51 de ani, grav bolnav, poetul se stinge din viața la Iași, pe patul din casa de la casa de pe strada Ralet, pe care eu am și vizitat-o de atâtea ori. Și știam că George Topărceanu, când a murit la Capi, a fost chiar, au avut prieteni în ziua în care a murit, printre care și Otilia Cazimir. Și după mormântarea lui, știu că Otilia Cazimir încă îi mai frecventa mormântul și îi depunea flori, urmând ca după câțiva ani să moară și ea. Este una, mi se pare, cele mai frumoase poveri de dragoste. Deci pe internet, dacă căutați, se găsesc fragmentele de scrisori ale Otiliei Cazimir către George Topărceanu și ce spunea Otilia Cazimir despre George Topărceanu. Tot despre lumea literară interbelică din Iași mai puteți găsi în volumul La Masa Umbrelor sau, nu, Masa Umbrelor, scrisă de Ionel Teodoranu, bineînțeles că noi știm că toți mari poeți ai Iașului s-au cunoscut și au fost prieteni între ei. Ibrăileanu, Sadoveanu, Topărceanu, Otilia Cazimir, Dimitrie Anghel, Demostene Botez și restul, frații Teodoreanu, Păstorel, care e unul dintre poeții mei preferați ieșeni după Topărceanu și Ionel Teodoranu, cu care eu sincer nu prea rezonez în proza lui, dar ei cu toți au fost prieteni și se știau foarte bine unii pe alții cum și cum nu sunt. Haideți să vă fac o mică lectură din trei poezii alese, am ales trei poezii scurte din George Topărceanu și apoi să vedem ce spune și această pagină de gardă, de pagină de gmo, coperta a doua de la finalul volumului. Am ales poezia Cântec, de el, care este celebră. Și hai să vedem dacă mă mai descurc cu interpretarea poeziei. Frumoasă ești, pădurea mea, când umbra e încă rară și printre crengea de-abia un vânt de primăvară, când de sub frunze moarte ies în umbră viorele, iar eu străbat huceagul des,
cu gândurile mele. Când strălucesc sub roua grea cărări de soare pline, frumoasă ești pădurea mea și singură ca mine. A bit of a tear dropping over there. A doua poezie, am ales acceleratul, asta a fost, am vrut să o iau și eu la un moment dat când făceam teatru de amatori la cursurile de la Ateneul Tătăraș, dar un coleg deja lucrase cu doamna profesoară de acolo și am zis că eu nu mai iau și m-am axat pe fabulele lui după aceea. Dar am zis să lecturești și eu totuși asumat această poezie, acceleratul. Peste fagi cu vârfuri sure a căzut amurgul rece. În serarea mută trece furișată prin pădure. Spre apus abia s-arată printre crengi întunecată o văpaie de rubin. Din frunzișurile grele de înnoptare tot mai vin glasuri mici de păsărele. Reci și palide în senin se ivesc deasupra stele. Și deodată, dinte dealuri, se desprinde larg un zvon, depărtat și monoton, ca un murmur lung de ape revărsate peste maluri. Crește în luncă mai aproape, umple văile vecine de răsunet mare. Vine! Fulger negru, trăsnet lung, dus pe aripi de furtună, zguduind pământul, tună! Zările de-abia ajung, parcă zboară, parcă noată, scuipă foc în ghite fum și într-un vâl vârtej de fum taie în lung pădurea toată. A trecut dinspre câmpie, vuiet greu, de fiecărie se destramă în tăcere, scade în depărtare, piere. Iar în urmă-i, din tufișuri, de prin tainici ascunzișuri se ivesc pe jumătate păsările ciufulite, alarmate și îngrozite. Cine-i? Ce-i? Ce-a fost pe aici? Ce lipesc cu glasuri mici, cinteze și pitulici, doar un pui de pițigoi într-un vârf de fag pitic, stă cu penele vulfoi și făcând pe supăratul. E, ce să fie? Nu-i nimic. A trecut acceleratul. Așa, și ultima pe care vreau să o lecturez este... Hai mă, unde e? Gelozie, una așa mai de amor negru, să zicem așa, un fel de migda amară. Dacă nu ne-am fi întâlnit absolut din întâmplare, tu pe altul oarecare tot așa l-ai fi iubit. Dacă nu ți-eșeam în drum, ai fi dat cu bucurie altuia străin, nu mie, mângâierile de acum. Ai avea și vreun copil care poate, idiotul, ar fi semănat în totul cu acel tată imbecil. Dar așa, ce lucru mare că într-o zi ne-am întâlnit și că-s foarte fericit, absolut din întâmplare. Acestea, sper ca în comentariile voastre să găsesc aspecte negative sau pozitive spre perioade lecturării mele asumate. Eu nu pot să fac decât lectura asumată la George Topărceanu. Atât de mult îl iubesc pe acest poet. Și să vedem aici un citat ce spune Alexandru Sândulescu pe ultima pagina, mai arătat odată copertă, despre lirica lui George Topărceanu. Topărceanu a reprezentat prin umorul său liric o voce distinctă în literatura română a veacului nostru, folosind mijloace poetice consacrate într-un moment de afirmare spectaculoasă a curentelor moderniste, el a știut să fie totuși nou, să concorde pe anumite laturi cu sensibilitatea contemporanilor. Lirismul său expresiv se situează în prelungirea lui George Coșbuc și Duiliu Zanfirescu, pentru că, da, Duiliu Zanfirescu a fost și el autor de poezii și am
poeziile lui Duiliu Zafirescu, nu le-am citit pe toate. Și mai ales a lui Ștefan Octavian Iosif și Dimitrie Anghel. Acum eu nu știu ce să spun despre asta. Na, eu nu l-am studiat, nu sunt critic literar, nu sunt mare scriitor, sunt un tânăr iubitor de literatură care încearcă să facă ceva mai profesionist, dar din toți cei enunțați, doar Coșbuc un pic și Ștefan Octavian Iosif la fel de un pic am lecturat din ei și într-adevăr Ștefan Octavian Iosif are un lirism superb. Doar din câteva poezii citite mi-am dat seama de lucrul ăsta. Da, dacă vreți să studiați poezie, să citiți sau doar să lecturați așa de chef poezii bune, eu vă recomand neapărat Baladele, Vesele și Triste ale lui George Topărceanu și bineînțeles pentru copilașii dumneavoastră care aveți copilași, vă recomand să le lecturați Fabulele lui George Topărceanu. Dacă aveți nevoie de inspirație, am pe pagina mea de Facebook, la secțiunea videoclipuri, fabula Leul deghizat cu animație și la fel o fabulă cu animație cu o păpușă mai mare. Da. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru timpul acordat și sper să acest videoclip să aibă cât mai multe like-uri și ne vedem episodul viitor, care va fi probabil... Nu știu. O seară frumoasă!